În prima săptămână de când a avut loc tragicul eveniment din Clubul Colectiv din București, la centrele de transfuzii din toată țara s-au format cozi interminabile. Românii au demonstrat că pot fi unii și au devenit solidari cu cei care în această perioadă trec prin momente cumplite. Nici giurgiuvenii nu au stat deoparte și au reușit să înregistreze un număr de donatori de 4 ori mai mare față de o zi normală. În a doua săptămână însă, acesta a scăzut la jumătate. Săptămâna 26 noiembrie am avut recoltate 117 probe, iar săptămâna aceasta, de la 9 la 13, încă 47 de probe. Pot să vă spun că am avut probe din toate grupele, bineînțeles 0 și 1 fiind mai frecvente, avem mai multe, dar am avut și din grupele B și AB, și pozitiv, și RH pozitiv, și RH negativ. Deocamdată numărul donatorilor s-a redus, în medie avem câte 7-8 pe zi. Este totuși un lucru bun. Chiar și în aceste condiții, directorul Centrului de Transfuzii Giurgiu spune că sângele prelevat de la giurgiuveni până în prezent este mai mult decât suficient, iar o nouă avalanșă de donatori nu ar reprezenta un beneficiu. Un lucru bun ar fi ca numărul celor care donează să rămână constant la o medie de maxim 15 donatori pe zi. Pungile cu sânge prelevate de la giurgiuveni au fost împărțite între Centrul de Transfuzii București și nevoile Spitalului Județean Giurgiu. Primele probe, 70 de probe din primele 2 zile, după ce au fost validate, pentru că, vă spun sincer, durează un pic, având în vedere că noi nu avem laborator la Giurgiu, produsele, adică probele se validează la București, așteptăm câteva zile, după ce au fost validate, 42 am trimis la București și restul le-am oprit pentru Spitalul Județean de la Giurgiu. Acum avem trimise iarăși 80 de probe la București și așteptăm validarea luni sau marți. Și în funcție de stoc, în primul rând, v-am spus, asigurăm Spitalul Județean Giurgiu și surplusul merge la Institutul Național de Hematologie de la București. Directorul Centrului de Transfuzii Giurgiu spune că în perioada următoare numărul donatorilor nu va mai crește atât de mult, deoarece mulți dintre giurgiuveni nu dețin informațiile complete despre procesul de donare și despre beneficiile acestuia.